Peste 300 de elevi de pe ambele maluri ale Nistrului au prezentat țările Uniunii Europene la Rezina. Evenimentul dedicat Zilei Europei a unit participanții la o horă a prieteniei, încinsă în orășelul european, improvizat de elevii din circa 20 de instituții de învățământ din raionul Rezina și Râbnița. Costume naționale, bucate tradiționale, limbile vorbite, obiceiurile și tradițiile țărilor membre ale Uniunii Europene au putut fi admirate la eveniment, iar elevii din fiecare liceu au avut grijă să prezinte cât mai original țara selectată. România este țara vecina noastră, am lăsat în cursul inferior al Dunării, teritoriul ei sunt amplasați munții Carpați, partea centrală și sudică a lor. România este foarte bogată în mâncăruri tradiționale, pe care le puteți admira și la noi la masă. Avem foarte multe mâncăruri tradiționale. Aici avem o hartă improvizată cu cele mai de bază personalități istorice și culturale. Avem și imagini cu obiectivele turistice ale României. Conform Constituției, teritoriul României este organizat din punct de vedere administrativ în orașe, județe. Există trei provincii importante, tradiționale, și anume Valahia, care este formată din Muntenia, Oltenia și Dobrogea, Moldova, formată din Moldova și Bucovina, în trecut și Basarabia, și în ultimul rând Transilvania, formată din regiunile Ardeal, Banat și Maramureș. Croația este o țară foarte frumoasă, din bucătăria tradițională, pungenie, papriche, plăcinte cu brânză cratinată și cuburi de biscuiți și nucă. Din cele mai frumoase locuri, Zagreb, Pola, Dubrovnik, Split și insula Hvar. Vom reprezenta Belgia și specificul acestei țări probabil este cartofii prăjiți și berea belgiană, două din ele fiind reprezentate aici. Reprezentăm țara Spania. Este o țară care se află în sud-vestul Europei și capitala sa este Madrid. Este specificată prin mâncarea tradițională și diferite locuri pitorești, la fel și prin echipele de fotbal care sunt renumite în lume. Reprezentăm orașul Luxemburg. Este un oraș din Franța, posedă mai multe limbi, este înghesuită între mai multe state ca Franța, Berlin, Germania și Belgia. Autoritățile publice locale din Rezina consideră că în acest fel elevii se documentează și cunosc mai bine cultura și valorile Uniunii Europene, bazate pe unitate și diversitate. Sunt implicate instituțiile de învățământ din raionul Rezina, absolut toate, cu prezentarea cărții de vizită a fiecărei țări din Uniunea Europeană. Este un lucru, de fapt, prin care elevii se documentează bine, încearcă să cunoască cât mai mult cultura și tradițiile fiecărei țări și asta dă posibilitate ca așa să fie mult mai atractiv pentru toți cei care își doresc un viitor european. Evident că fiecare cetățean al Republicii Moldova, inclusiv și eu, îmi doresc ca Republica Moldova să aibă un viitor european, un viitor în care să avem stabilitate, pace, liniște, prosperitate și un viitor care să ne dea posibilitate ca să ne simțim bine, așa cum de fapt este și parcursul de astăzi a Republicii Moldova. Prin această acțiune care astăzi încercăm să o desfășurăm în raionul Rezina, demonstrăm și faptul că ne dorim foarte mult ca viitorul Republicii Moldova să fie în Uniunea Europeană. Avem niște copii foarte bine dotați, frumos îmbrăcați în straile naționale a 28 de state membre a Uniunii Europene. Și cel mai important, că prezint foarte frumos țările respective, văzând cărțile de vizită a țărilor respective, așa și dorești să mergi undeva. Este foarte interesant, este un eveniment plăcut și
Chiar că îmi place foarte mult și apreciez foarte mult tinerii ăștia dotați care îi avem în raionul Rezina, în orașul Rezina. Și asta aș vrea să apreciez toți locuitorii orașului Rezina. Rezinenii prezenți la eveniment ne-au spus că au avut parte de un adevărat spectacol multicolor și multicultural. E o însemnătate foarte mare pentru elevi, cât și pentru cetățenii orașului nostru. Încă o dată facem cunoștință cu toate statele europene și eu, copiii sunt și ei, că vor în Europa. Este un eveniment destul de interesant, frumos, care sperăm noi că e util pentru copii și pentru toată lumea. Toate instituții s-au pregătit foarte bine, au retrăit împreună cu copiii și părinții și profesorii, ceea ce sperăm că ne va uni și o să fim un integru în continuare. Potrivit șefei Direcției de Învățământ, Lilia Lazăr, scopul evenimentului este promovarea valorilor europene, a diversității culturale la nivel local, atât pentru generația tânără, cât și pentru adulți. Încununăm toate activitățile care deja au avut loc în instituțiile de învățământ cu orășelul european, în care au participat 21 de instituții. Fiecare instituție a reprezentat una din țările din Europa și specificul acestei țări, cartea de vizită a țării date. Dumneavoastră vedeți singur cât de ingenioși, creativi au fost, chiar le mulțumesc și administrației instituțiilor și cadrelor didactice și copiilor pentru implicația frumoasă care este prezentă aici și sper prin astfel de activități să înțeleagă toți, nu numai actanții educaționali, dar și toată societatea cât este de important vectorul european a Republicii Moldova. Evenimentul Orășelul European se află la cea de-a treia ediție și a întrunit peste 300 de participanți din toate instituțiile de învățământ din raionul Rezina, dar și de la liceul cu predare în limba română Evrica din orașul Râbnița.